puncte de vedere privind interesele actuale ale centrului de putere. Existate între Americii și NATO, cum se privește Marea Neagră, cum se vede Marea Neagră pe hărțile de la cartierul general NATO, la Casa Albă, la Departamentul de Stat, la Pentagon, și cum se vede Marea Neagră și pe hărțile de la București, în cabinetul Ministrului Apărării Naționale, dacă se poate. Aveți cuvântul. În primul rând vreau să salut pe domnul Claudiu Degeratu, care este în sală. Este un român care a lucrat la cartierul general al NATO și care mâine va da curs invitației de a fi prezent la prima reuniune publică a Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, o manifestare a armatei române de demnitate, de restabilire în societatea civilă, a respectului necesar față de cei care, în situație de criză, sunt în linia întâi. De fapt, întreaga România este în linia întâi, pentru că nu cred că există în sala o persoană care la întrebarea dacă are încredere în președintele Federației Ruse ar putea altfel să răspundă, în formula cea mai civilizată, este un președinte imprevizibil. De la această lipsă de predictibilitate pornește și evaluarea pe care am să vă propun spre reflecție cu câteva repere. Ultimele evoluții din cele trei zile, vorba de ziua de azi, de ieri și de alaltă ieri, care are niște momente care le putem deșifra la nivelul informațiilor publice de o manieră care se invită la o serioasă reflecție pe cei de față, pe cei care ne privesc și pe cei care sunt interesați de o modalitate lucidă de raportare la ceea ce, dacă ne uităm în media românească, nu există. Discutam cu istoricul Constantin Corneanu, discutam cu domnul Claudiu Degeratu, discutam cu membrii fondatorii ai Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică și impresia noastră de simpli cetățeni este că retrăim anul 1940. Vă aduceți aminte că în 1940 era cald în București? Ce frumoase erau domnițele și frumoase plimbări la parcuri erau și nimeni nu se îngrija de armata țării. Și a venit drama din 1940. Și brusc, majestatea sa, regele, a descoperit că este nevoie de un lider hotărât. Să sperăm că nu va fi nevoie de așa ceva, deși spre asta ne îndreptăm, spre o situație în care, așa cum foarte bine a prezentat și am urmărit cu plăcere domnule Sergiu Iosipescu și vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea excepțională, a fost o modalitate frumoasă, diplomatică, elegantă, de a pune punctul pe i. Ca tot ceea ce trăim astăzi are un precedent în istorie. Mă uitam la cărțile pe care le prezentam, le prezentați dumneavoastră și mă gândeam că nu diferă prea mult de cărțile care sunt evaluate la Mons, la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. E adevărat că sunt alte denumiri, alți protagoniști și alte vase de o altă formă care se pregătesc pentru alte acțiuni. Care este șansa României? Asta este prima întrebare. Șansa României este parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. America este aici, americanii sunt aici, sunt alături de noi și se antrenează cu militarii români și mai nou și cu militarii bulgari care au venit la un exercițiu de nivel Pluton companie pe litoralul românesc pentru a folosi ceea ce trebuie și armatei ucrainiene, pentru că se află în sală un distins și drag diplomat ucrainian, un om care vorbește limba română în mod deosebit și care, atunci când a fost invitat de Asociația George Marshall România, a spus un lucru frumos, că și-a dat seama că la greu, statul independent român suveran România sprijină statul european suveran independent Ucraina. Și asta contează. România nu este o țară care a intrat în Uniunea Europeană și în NATO pentru a se juca cu angajamentele internaționale. România este o țară previzibilă și își respectă angajamentele internaționale. Și ne-am dorit ca toți cei care se află în partea răsăriteană a Europei să facă la fel. În al doilea rând, există angajamentul NATO. Aici intervine o discuție pe care probabil o cunoașteți, dar numai la nivel de informație generală. Deci, pe data de 19, asta înseamnă ieri, a avut loc un dialog la Bruxelles între Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse și secretarul general al NATO. În termeni clari, limpezi, șeful zonei politice a NATO a transmis următoarele mesaje.
nu se relea relația dintre NATO și Federația Rusă până nu se rezolvă problema care a declanșat această nervozitate în partea răsăriteană a Europei. Crimea să fie retrocedată Ucrainei și să se revină la respectarea dreptului internațional. Nu știm cum a răspuns Lavrov, dar mai știm că secretarul general al NATO i-a transmis ministrului de externe rus că NATO nu își modifică angajamentele militare și își consolidează dispozitivele în țările din prima linie, acestea fiind Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Bulgaria și implicit Turcia, care este țară riverană Mării Negre. Cu 24 de ore înainte de această întâlnire a avut loc la Budapesta, în frumosul oraș Budapesta, am fost acolo și nu sunt ironic, pentru că cetățenii europeni din Budapesta sunt oameni care prețuiesc libertatea și de data aceasta în Parlamentul din Budapesta, știți, Parlamentul din Budapesta este clădirea care, în fața căreia s-au fotografiat militarii români atunci când au făcut o excursie pentru a admira Dunărea din fața Parlamentului undeva în perioada primului război mondial. Și au ajutat pe cetățenii din Budapesta și în al doilea război mondial, când au trecut printr-o perioadă grea. Dar acolo s-a dus și a vorbit un reprezentant al NATO. Acest reprezentant al NATO a spus clar la adunarea parlamentară a NATO că este cazul ca toate parlamentele din toate țările membre ale Alianței Nord-Atlantice să sprijine acțiunile politico-militare decise la Bruxelles. Și acum când vorbim, mă gândesc că domnul Claudiu Degeratu, dacă dăm un pic timpul înapoi, ar fi urmărit cu simpatie și interes ședința Comitetului Militar al NATO, care se va desfășura în cursul zilei de azi și de mâine, în prezența șefilor apărării. La noi șeful apărării se numește șeful statului major general. Este un general cu experiența teatrului de operații din Afganistan, din Irak. Și o spun public, aștept de la șeful statului major general al Armatei României să afirme și public ceea ce trebuie președintele, premierul și cei care au semnat pactul pentru apărare să decidă. Adică este timpul ca acel acord pentru acordarea de bani pentru întărirea armatei să devină lege ca în Polonia. Pentru că în această zonă a flancului de răsărit a NATO, Polonia este un exemplu. Polonia are o lege prin care se asigură un minim pentru dotarea armatei Poloniei. Armata Poloniei lucrează cu cărțile pe masă. În mod oficial, Armata Poloniei se pregătește azi, în 2015, acum, în această lună, pentru război. Pentru că Polonia se simte amenințată și știe că, spre deosebire de Ucraina, care a avut parte de un război hibrid, Polonia va avea parte de un război ascuns. Pe teritoriul Poloniei nu există cetățeni aparținând unui alt stat care să revendice drepturi pe care le-au invocat ca pretext cei din Donbas. Și atunci pot fi reactivate conserve, nu sunt conservele acelea de la magazinele pe care le știți dumneavoastră, sunt de o altă factură, dar pot fi foarte eficace pentru a provoca manifestații de stradă, reprimări ale forțelor de ordine, intervenția unor pacificatori. Termenul de pacificator este foarte cunoscut la Ambasada Republicii Moldova din București, pentru că au parte de pacificatori, oficial 1450 de militari, dar numărul lor a fost sporit cu vreo 400 de cetățeni tineri ai Federației Ruse care sunt au venit în civil cu cursa Moscova-Chișinău și apoi s-au dus lejer la Tiraspol. Au venit să-și petreacă concediu și asta se întâmplă de vreo 2 luni de zile. Dar ca să ai 400 de oameni din forțele speciale ruse în Transnistria înseamnă că te pregătești pentru o acțiune determinată. Forțele speciale în ziua de astăzi sunt cele care duc lupta. Nu tancurile. Și apropo de tancuri, discutam cu domnul ministru Spiroi, în cadrul emisiunii Valori Euroatlantice, și observa, ca om care a răspuns de Departamentul Zestrării înainte de a se ocupa de Ministerul Apărării Naționale, că acest celebru tank, armata al lansat de Federația Rusă cu ocazia paradei de la 9 mai, nu este altceva decât o modalitate de a rezolva o problemă politică internă cu mijloace militare. Președintele Georgiei a acordat un interviu în cursul zilei de ieri și reitera această idee. Faptul că de câte ori Federația Rusă are o problemă internă, o problemă de credibilitate a puterii de la Moscova, organizează câte o excursie. A fost în 2008 în Georgia, a urmat în 2014 excursia din Ucraina,
se pregătesc de o excursie prin Transnistria și nu m-aș mira să ajungă grănicerii Federației Ruse și la nord de Dunăre. Foarte bună harta dumneavoastră. Se mișcă foarte mult hărțile, dar mai nou se mișcă și granițele. Și tragedia este, stimați conaționali și distinși oaspeți, că dincolo de discursurile publice, s-ar putea să asistăm și la o eternizare a acestor granițe. Vestea bună este că Statele Unite ale Americii, în urma unei discuții pe care președintele Barack Obama a avut-o cu generali importanți din conducerea forțelor armate americane, și-a dat seama că e timpul să facă niște mutări pe tabla de șac. Prima mutare este implicarea declarată a Statelor Unite ale Americii în acordul de la Minsk. Un lucru care a surprins pe președintele Putin, care l-a primit pe domnul Kerry, secretarul Departamentului de Stat al Statelor Unite, l-a primit în compania doamnei Victoria Nuland, care ulterior s-a dus la Kiev și de la Kiev se întoarce în statele în Rusia pentru a reitera determinarea Statelor Unite ca acordul de la Minsk să fie integral respectat. În același timp să luăm și partea care nu se scrie în presă. Dacă Ucraina este insistent sfătuită să nu încalce acordul, dacă Rusia continuă să nece prezența militarilor ruși în partea răsăriteană a statului independent Ucraina, deși recent au fost difuzate imagini cu doi militari ruși răniți care au vorbit în limba rusă și au recunoscut că sunt militari ai forțelor armate ruse, și nu au greșit, dovadă că Ministerul de Externe a domnului Lavrov a cerut să aibă acces imediat la cei doi militari, semnalul indirect fiind că n-ar mai trebui să facă declarații care să constituie un repel al independentei lor personalități aflate în concediu în Ucraina. Ei bine, dincolo de acest fapt, apare întrebarea. La ce înțelegeri se vor ajunge? Este o întrebare legitimă și eu n-am răspuns. Dar întrebarea pornește și din faptul, discutam cu domnul Claudiu Degerat într-o emisiune de televiziune, la 6 TV, că a avut loc, acum vreo 5-6 săptămâni, nu domnul Degerat, o întâlnire la nivelul militarilor rezervă, cum sunt eu, dar eu sunt un simplu colonel, s-au întâlnit generalii din KGB, s-au întâlnit generalii din CIA, toți rezerviști, toți pensionari. Dar s-au întâlnit și discuția a început în felul următor. Generalul care conducea delegația militară, respectiv delegația de la KGB, a spus de la bun început, 1. Nu vă atingeți de Crimea, deci se adresează americanilor. 2. Nu înarmați Ucraina, nu oferiți arme Ucrainei. Și 3. Nu uitați că suntem o putere nucleară. Cu alte condiții, cu armele pe masă. Da. Pe cale politică se vor decide lucrurile, da, diplomația va conta în ecuația viitorului, da, ne dorim cu toții pace, dar este o naivitate să credem că, așa cum spun unii, am să fiu elegant, nu am să dau nume și nu am să indic zona, dar o să-i recunoașteți. Sunt voci publice care spun că să stăm liniștiți pe locurile noastre ca în decembrie 1989. Să stăm liniștiți că nu se va întâmpla nimic, nimeni n-are nimic cu România. Nimeni nu are nimic cu România până la declarațiile unui diplomat răsăritean la București, îmi scapă țara din care face parte, care a spus că de veselă devine obiectiv al unui sistem răsăritean de lovire cu rachete. Nimeni nu are nimic cu România, dar în timp ce astăzi la Kiev s-a anunțat că este posibil ca Ucraina să găzduiască elemente ale sistemului american de rachete, o declarație specifică unei țări suverane, care are dreptul să-și apere identitatea și integritatea teritorială, imediat a venit replica autorităților de la Moscova, printr-un înalt demnitar, care a spus că și Rusia va lua măsuri adecvate. Știți, ca simplu cetățean, ca om care am doi copii și acești copii ai mei sunt bărbați și aș vrea să-i văd la casele lor, cu soții, cu copii, să se bucure de pace, eu nu mă las păcălit. Pentru că eu mă întreb, Ucraina a atacat Rusia. Ucraina a ocupat teritoriul de pe teritorii ale Federației Ruse. Ucraina s-a dus și a omorât peste 6.000 de cetățeni ai Federației Ruse. Sau invers. Povestea aceasta că președintele Vladimir Putin într-o noapte a luat decizia să ocupe Crimea este un banc bun de Radio Erevan. Nu. Au lucrat cu inteligență, cu premeditare, s-au pregătit foarte bine, inclusiv după cărți vechi, și au folosit istorici, au lansat această platformă mediatică Sputnik și în România nu există nicio reacție.
Dacă vă uitați la televiziunile din România, ca să iau numai zona media, vă rog să cronometrați cât timp vorbesc ei despre Ucraina, dar competent. Cât timp vorbesc despre situația încordată din partea răsăritenă a Europei. Nu interesează. Deci societatea română se află în situația în care este nevoie de asemenea acțiuni. Felicitări domnului Corneanu, felicitări distinșilor conaționali care au hotărât să se facă asemenea acțiuni, pentru că chiar dacă aici se află numai 50 de oameni, fiecare va multiplica nu neapărat faptul că a fost domnul Sergiu Iosipescu, că este de față distins universitar, ci este nevoie să reflectăm la viitorul care se va schimba cu rapiditate. O prima concluzie tragică este că frontierele schimbate rămân așa. O a doua concluzie este că nu se vor opri aici. Și a treia, că este bine ca în dialogul care se poartă în această zonă cu statele vecine și statele vecine să înțeleagă ceea ce NATO deja a priceput. Federația Rusă va rămâne imprevizibilă. Federația Rusă va acționa de o manieră în care maschirovka va fi legea de bază. Vor zâmbi, vor colabora, vor trimite delegații, vor invita la dialog și când ne vom aștepta mai puțin, va veni surpriza. Deci, în anul militarei, foarte simplu, pentru că Federația Rusă are în prezent forțe expediționare la nivel de 30.000 de oameni. Sunt forțe expediționare care se subordonează direct președintelui Federației Ruse, Putin, și aceste forțe sunt capabile să acționeze în orice punct al globului, în orice moment, în decurs de câteva ore. Față de NATO, discutam cu domnul Claudiu Degeratu, care are încă un interval de 48 de ore, de 72 de ore până reacționează, timp în care îi pot să facă fotografii la nord de Tulcea. În al doilea rând, mai există o chestiune care trebuie să o luăm în calcul. Da, este pace în România, da, e bine să avem relații bune cu toată lumea, dar să știți că printre noi se află niște cetățeni cu abilități intelectuale, lingvistice, bani cu capacități de a capta conștiințe. Am întrebat o distinsă personalitate românească dacă crede că după 1989 numărul celor care cred în Moscova s-a diminuat în România. Și mi-a dat o replică scurtă. N-au plecat niciodată. N-au plecat niciodată nici din celelalte țări. Și uitați-vă la declarația care a scandalizat Bruxelles-ul, declarația premierului țării vecine, este vorba de Ungaria, care vrea să reintroducă pedepsa cu moartea și nu contează ce opinia Uniunii Europene, chiar dacă a fost amenințat că articolul 7 va fi aplicat. Sunt țări care își gândesc altfel destin. Suntem prieteni cu Marea Neagră? Este o întrebare. Nu, aceasta a fost o întrebare, nu mai este de actualitate. Întrebarea este dacă nu cumva Federația Rusă vrea al doilea portavion din Marea Neagră, care este Dobrogea. Ați pomenit de Dobrogea la un moment dat, domnul profesor. Ce a făcut Parlamentul României? Ce au făcut autoritățile competente ca Dobrogea să fie bine apărată? Răspunsul este ce au făcut americanii pentru ca Dobrogea să rămână bine apărată. Pentru că militarii români, chiar dacă avem 50.000 de militari care au fost sulați în 3 teatre de operațiuni militare, și dintre ei jumătate au rămas în cadrul forțelor terestre române, e bine, doar cu patriotismul nu se poate apăra țara. Așa cum nu poți să-i cer partenerii de viață, soției, mamei, copiilor, să gătească fără să-i asigur bugetul, să-ți asigure micul dejun, prânzul și masa de seară, fără să-i dau în uleu, așa și armata, dincolo de antrenamentul necesar, are nevoie de o finanțare adecvată. Niciun militar nu-și dorește războiul. Niciun militar nu vrea să plece pe front sănătos și să se întoarcă acasă într-o formulă pe care cei dragi ar privi-o altfel și de regulă la nivelul durerii și al milei. Dar întrebarea este exact întrebarea pe care a pus-o domnul general Alexandru Grumaz în ultima ediție a emisiunii Valori Euroatlantice. Va ataca vreodată Taiwanul China? Nu. Dar Taiwanul investește masiv în armata Taiwanului pentru a crea un factor de descurajare. Va ataca România pe unul dintre vecinii săi? Nu. Dar România are nevoie să descurajeze orice tentativă de agresiune împotriva României, indiferent de direcția în care va veni. O
să spuneți, e un militar, e un rezervist, atâta știe, îi dă cu armata, cu bugetul, asta vor militarii, să-i lăsăm în pace. Stimați conaționali, vă aduceți aminte că a fost semnat un pact pentru educație? 6% pentru educație, da? A fost respectat? S-a acordat pe vremea unui guvern, îmi scapă premierul, cel mai mult 3,7%. Armatei s-a promis 2%, n-a primit nimic. În afară de frumoase încurajări și încuvințări. Și chiar dacă ar primi peste noapte acest 2%, e nevoie de cel puțin 5-6 ani ca să se vadă efectele în dotarea reală a forțelor terestre române, care au în jur de 50.000 de militari, a forțelor aeriene, care au în jur de 7.000 de militari, a forțelor navale. La forțe terestre avem oameni experimentați. La forțele navale vedeți că ne ajută aliații, din rațiuni pe care le cunoașteți. Întotdeauna politicieni au zis, nu sunt bani, nu avem bani pentru armată. Nu ne trebuie istorie, nu ne trebuie nici armată. Ce ne trebuie istorie? Foarte bine ați zis cu analiștii. Analiștii aceștia care au apărut, inclusiv eu, au apărut pe o situație de criză. Pentru că nu pot să accept după 34 de ani de armată să văd că suntem mințiți la televizor, că nu ni se spune adevărul, doar din frica lui X sau Y de a nu ne pune rău cu o putere răsăriteană. Adevărul trebuie spus lumii. Băieții mei, până la momentul în care a fost cucerită Crimea, nu urmăreau știrile externe. După ce omuleții verzi au pacificat Crimea și au dus bucuria și fericirea, cu ghilimele de rigoare, cetățenilor Crimeei, băieții au venit și m-au întrebat când începe războiul. Și uitați-vă la tinerii inteligenți, luciți de pe stradă. Sunt foarte conștienți că dacă se întâmplă ceva, nu mamele, nu pensionarii, și tinerii vor fi cei care vor trebui să răspundă unei cerințe. Serviciul militar obligatoriu s-a desființat într-un anumit context. Mai corect, a fost suspendat. Uitați-vă ce decizie curajoasă a luat Estonia și la fel se gândește Lituania și Letonia. Adică, pe o perioadă de 5 ani de zile, a reactivat serviciul militar pentru cei care au vârsta între 20 la 27 de ani. Am să închei cu o recapitulare pe care este bine să o știți. Ce mai înseamnă armata în România? Păi din veterani au rămas, domnule Corneanu, că sunteți istoric, în jur de 3.000 în viață, adică 1.500 de luptători în al doilea război mondial și 1.500 de văduve de război și urmași ai celor care au luptat pe front pentru că beneficiază de pensie. Deci odată 3.000. Rezerviști că sunt, pensionari ca mine. Păi în ritmul de 300 de rezerviști care se duc la cele veșnice pe lună, în jur de 70.000 au mai rămas. Bun. Deci n-am mai decât 73.000 de oameni care se mai gândesc la armată. Și în armată cât au rămas? Pe oficial sunt vreo 75.000 de militari, dar nu toate funcțiile sunt încadrate. Deci la o nație mândră de 22 de milioane de români, avem doar în jur de 150.000 de români care respectă drapelul, respectă jurământul militar și care și-ar da viața și mâine ca nimeni să nu ia o părticică din teritoriul țării noastre. Am onoarea să vă salut. Acum toți sunt la microfon, vă rog să-mi permiteți să pun o întrebare personală adresată domnului colonel Petrescu. Are un anumit coeficient de spectaculozitate. Incidentul care s-a petrecut în Marea Neagră când o navă militară americană a fost survolată de un avion nenarmat al flotei al aviației rusești. Mai multe detalii despre acest aspect care se pare că ține de un război electronic sau informațional. Răspund direct, dar altfel decât vă așteptați. Am fost cu actuala fregată Mărășești timp de 30 de zile în misiune din portul Constanța până în portul militar la Spezia din Italia, deci am trecut pe 7 mări. Tot a fost ok. Pe timpul aplicației, noi am marinarii români militari au evoluat foarte bine, dar exact în momentul în care fregata noastră mai avea puțin să intre în port, a trecut deasupra noastră un avion militar italian care a întrerupt comunicațiile de pe fregată așa, pentru jumătate de oră. Cam așa s-a întâmplat și în ce cazul. Adică a fost așa, o bătaie pe urmă. Suntem și noi aici. Mulțumesc de provocare. Am ascultat cu deosebit interes ce a spus domnul
dr. Sergiu Iosipescu și l-am ascultat cu mare atenție ce a spus domnul Coronel. De ce? Pentru că la domnul Coronel n-am remarcat decât dincolo de profesionalism, așa, decât un accent critic, uitându-mă la harta aia, care tot s-a afișat-o aici, să știți că nu stăm rău deocamdată față de altele, cu procentele pentru înarmare. Sunt altele care sunt sub noi, una la mână. A doua chestiune, n-a prea fost luminit pe cine aș putea să acuz după 89 pentru demantelarea armatei române. Care o fi partidul sau cine a hotărât de la sine putere să reducă forțele armate și așa mai departe. Nu, nu sunt militar și nu prea sunt luminit cu treaba asta. Așa. În al treilea rând, n-am înțeles, domnul colonel, e cam ca la filmele alea de western, când se juca porcăr, și începeau să pluseze fiecare pe masă cât mai mulți bani și la sfârșit când vedeau că unul dintre ei câștigă sau nu, scotea pistoarele. Am senzația că totuși la ora actuală se mai duce și cât un dialog diplomatic. Pentru că simpla masare de firmă prin pozele acolo, de trupe, și de o parte și de alta. Bun, unii spun că răspund la ceilalți, alții răspund că răspund cealaltă. Explicația o cunosc. De exact la poker, m-a spus pulsarea asta. Unde vedeți componența civilă aici? Eu am simțit-o pe undeva, chiar vizita lui Kerry. Acum, eu am văzut-o ca o componentă civilă și nu am simțit deloc agresiv și militar. Nu știu dacă a fost armata sau nu. Așa. Nu, nu știu, nu-i cunosc biografia, dar am simțit altceva totuși în domnul ăsta. E nevoie de acest dialog. De ce vă spun cu acesta? Pentru că atunci când vorbesc de Marea Neagră, și la televiziune, și în presă, se vorbește nu numai de ce se întâmplă la ora actuală, se mai vorbește de altceva, de strategia Mării Negre, energetica la Marea Neagră, sinergia Mării Negre ca aceea. Chiar recent, Uniunea Europeană a publicat niște rapoarte legătură cu asta. Și n-am prea văzut acolo nicio idee ca să hai să lichidăm și organizăm și formulele de cooperare la Marea Neagră. N-am văzut nici că desfințăm OCMN-ul unde sunt și rușii, sunt și armei și azerbaijeni care au ei probleme și nu știu ce știu care. Vedeți? Sunt totuși niște aspecte care trebuie să le avem în vedere de foarte multe ori. Pentru că nu mai merge cât pe componenta militară, este destul de periculoasă, exact prin ceea ce vă spuneam cu partea economică. De ce mai vorbesc de strategie energetică la Marea Neagră? Când o să împânzesc Marea Neagră în mâna pe militare. Am și o întrebare în contextul acesta. Ce face cu convenția la Montreux? De ce? Când aduc aminte acum vreo 8 ani de zile, un coleg de-al dumneavoastră, stimat de altfel, chiar declara că visul lui este să se vadă lichidată convenția la Montreux. Vă aduceți aminte. Ce face cu visul ăsta? E nece, da. Eu am venit aici pentru că chiar doresc și vă mulțumesc frumos, cred că un dialog cu tata. Și în niciun caz să știți că militarii activi și în rezervă nu vor să fie stat în stat. Dar vor un singur lucru, să fie respectați. O să vă dau un fapt de viață. Când a preluat comanda statului major general, răposatul general Mihail Popescu, Dumnezeu să-l ierte, că a trecut la cele veșnice, într-un context pe care nu-l mai evoc, deci a fost chemat la președintele Constantinescu, a primit decretul, s-a prezentat la statul major general și a descoperit că misteria armatei, în acel final de an, era goală. Nu mai erau bani pentru pensii, nu mai erau bani pentru salariul de militare, dar cele normale. Nu vorbim de tehnică de luptă, nu vorbim de arme, nu vorbim de anarma sau a dota armata cu ceva special. N-avea minimul necesar. A găsit înțelegere din partea autorităților
Era o schimbare la momentul acela autorităților, pleca un președinte, venea alt președinte. A mai trecut un timp și din nou s-a creat situația financiară tragică. A avut curajul să iasă la Ministerul Apărării, într-o conferință, la microfon, cum am eu simplu colonel aici, și să spună, nu mai avem bani pentru armată. Reacția premierului de atunci este fapt istoric. Adrian Năstase l-a chemat la Palatul Victoria și a vrut să-l destituie. Normal că președintele Ion Iliescu, mai înțelept, mai echilibrat, cu bun simț, sigur că a apreciat că nu este momentul. Dar prin ceea ce v-am povestit acum și este fapt de viață și am avut șansa să lucrez personal cu domnul general Mihai Popescu, care a înțeles că e nevoie de ofițeri care trebuie să creadă niște valori, valori naționale, dar în același timp valorile specifice comunității euroatlantice, care înseamnă libertate, independență, democrație, suveranitate națională, integritate teritorială. Aceste valori nu pot fi apărate cu vorbe. Aveți dreptate. Diplomația trebuie să primeze. Dar întreb și eu, distinsul ministru de externe, Bogdan Aurescu, altfel o persoană respectabilă, în afară de faptul că i-a tras atenția doamnei German, fiica președintelui Snegur, în prezent ministra de externe de la Chișinău, că ar dori să știe pentru ce motive un cetățean european al României a fost expulzat într-o manieră care este demnă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu știm ce răspuns a dat partenerul de dialog al ministrului de externe român de la Chișinău. Și asta s-a întâmplat acum când toți așteptăm lucrurile de la Riga. Aveți dreptate, diplomația trebuie să primeze. Dar vă rog frumos, acum vă rog eu să-mi spuneți și mie niște inițiative ale Ministerului Afacerilor Externe care vă umplu de mândrie patriotică după decembrie 1989. Una singură. Am avut șansa să fiu la summitul NATO de la Praga, să însoțesc delegația condusă de domnul președinte Ion Iliescu și toți demnitarii care au fost acolo. Și a fost o mare bucurie. A fost o mare bucurie a reprezentanților puterii de atunci, dar știți care este realitatea? Ziariști, erau ziariști mari în sală. Era Cornel Sorescu, era Sorin Doșca Stănescu, mă refer la acel moment, din 2002. Se uitau la noi cei care, așa, în 2002 era alta situație, da? Se uitau la noi militari, de ce ne bucurăm că intrăm în NATO. Adică erau ciudățime, chestii care nu înțelegeau, nu avem nevoie de NATO. Și acum există voci care spun, nu avem nevoie de NATO. Nu avem nevoie de armată. În definitiv, de ce avem nevoie de armată? Ajunge Ministerul de Interne. Ce să facă armata? Să toace bani? Ba, există o personalitate, n-am să-i dau numele, care din când în când m-a atenționat pe mine și pe colegii mei, nu mai băgați degetul prin gard, nu-i ațățați pe ruși. Cetățenii ruși merită a fi respectați, diplomații ruși merită a fi respectați. Dar în același timp și trebuie să ne respecte pe noi. Pentru că, să știți că diplomații ruși din capitala României respectă doar interlocutorii români, indiferent de pregătire, poziție, sex, vârstă, care le spun franc în față. Toți ceilalți care merg cu periuța și se mai pleacă și mai asta, nu mai sunt invitați la evenimentele ambasadei ruse. Morala în diplomație, lucrurile trebuie spuse sigur, civilizat, sigur, cu corectitudine, sigur, cu modalitatea lecție diplomatică, prezența diplomatului ucrainean aici, dar în același timp, trebuie cu cărțile pe masă. Mă întreb și eu, dar mă întreb retoric și nu o să-mi răspundeți. Ce s-a ales din proiectul celui care ne-a încântat spunând că România este cea care trebuie să ofere unirea Republicii Moldova? Nu scapă persoana. Ce s-a ales din faptul că noi ne propunem să sprijinim mai mult Republica Moldova? De-abia acum, și salut acest eveniment, mâine premierul se duce la Chișinău și chiar dacă probabil nu va fi abordat public, între patru ori cu premierul de acolo va pune problema acestei expulzări, care este demnă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și întrebați-vă invers, doar pe planul diplomatic, cine era interesat la Chișinău să creeze acest eveniment acum înainte de Riga? Nu cumva cei care nu vor Republica Moldova în spațiu european? Nu cumva cei care vor să fie privită la Riga Republica Moldova ca un stat care respectă alte valori? Din această perspectivă, bun, să lăsăm la o parte armata, bun, să lăsăm la o parte, cum diceți dumneavoastră, sistemul militar, dar să ne uităm la diplomația română. Unde este diplomația română? Unde sunt actele publice ale diplomației române care se umple de mândria că suntem un stat puternic?
Uitați-vă la polonezi. Când e vorba de armată, în Polonia, de la președinte, la premier, la guvern, la parlament, se respectă legea. Pentru că Polonia dorește să fie un stat care să nu mai treacă printr-o tragedie. Și tragedia este când a fost împărțită între Germania și Rusia. Sunteți un om cu experiență. Puteți să-mi răspundeți la provocarea cum priviți dumneavoastră axa Moscova-Berlin-Paris? Ud. Chiar aș fi interesat să vă ascult. Mulțumesc frumos! O iau în continuare ca un dialog, așa. Eu nu am contestat nici jurul armatei, nici nimic, v-am pus niște întrebări, numai nu mai vreau să răspund. Cine m-a determinat din forțele politice ăștia interne, nu? Ca să reduc forțele armate în halul la care am redus. Nu mi-a să răspuns. Nu. Scurt. Da. Nu americanii și nu NATO. Și să știți că un ministru al apărării, îmi scapă numele, este cel care a suspendat serviciul militar. Să diminuăm forțele armate. Și străine, nu se rezicează. Nu, pentru că există tendința media. Nu, am întrebat, care e forța politică internă? A fost foarte atent, domnul colonel. Nu, domnul colonel, n-a fost. Eu cred că am venit aici pentru ceea ce mă zicem, dar dacă deranjez, nu e nicio problemă. Nu, nu, nu e deranj, a fost o întrebare. Era deranjat. Da. Tot așa cum era, dacă vreți, o întrebare pentru mine, este așa ce puțin am învățat eu, pensionar. Totuși, NATO este alianță politico-militară. Corect. Corect, da? Corect. Hey, și de-aia am spus, dumneavoastră ați abordat, am asumat cu atenție, am spus, a componenta militară. Mă interesa și componenta politică, pentru că nu putem să o evităm. Dumneavoastră vorbiți de ce a făcut Ministerul de Extern. Eu sunt prea mic ca să fac un raport aici cu Ministerul de Extern. Dar probabil că și fără Ministerul de Extern nu puteam intra în NATO și nici dumneavoastră nu putea să fiți la NATO sau la organismele de acolo. E o contribuție. Sau nu sunteți de acord, da? A făcut mai multe. Că vă referiți la chestiunea cu Moldova și cu expulzarea. Nu, colonel, asta nu e o mare noutate. Faptul că după 90, da, după 92, hai să o luăm așa de când am fost și am deschis prima poartă la Chișinău în Basele, să știți că cel mai mare număr de expulzări, de departe. Avem una din altă țară, restul a fost știți de unde? Din Moldova. Și știți, printre alte, că și dumneavoastră ați avut din Moldova, militari, atașat militari, numai pentru simplu fapt că s-a dus pe trotuar să se asiste 90 și ceva, nu. Să asiste la o manifestație. N-a vorbit cu nimeni, nu-i nimic. Aici suntem pe aceeași lungime de undă. Păi vedeți? Corect. Așa. Ăștia sunt cam mulți. Este singura țară care a excluzat un ambasador. Deci și cam mult. Moldova, da? Eu am amintit în faptul viață vis-a-vis de ce va fi. Nu, ați dat un exemplu acum. Chestiunea cu unirea intră și asta în strategia asta, că a Mării Negre și toate astea. Dar, cum să vă spun, unirea se face de acolo, încoace. Totuși. E un punct de vedere, mi-l respect. E democrație, da, aveți un punct de vedere. Că nu, eu mi-a spus un punct de vedere, nu ați abordat acest subiect și ca atare... Vreți, v-a dorit să vorbească cu mine, îmi cer scuze, dar... Da, nu. Însă revin la componenta... Trebuie să nu monopolizăm. Nu. Cerem scuze, dar axa. Nu. Să nu. Să nu.